Da, da. Ce drag. Păi, Andreea, înseamnă că sentimentele tale față de mine au fost... Andreea. Nimic. Bună, Andreea. Dar tu vrei să ceri milă. Andreea, să mă umbli după tine. Ia, stați puțin că vorbesc. Dacă... Tu vrei să ceri milă, că nu înțeleg. Te trebuie o femeie slabă să ceri milă sau să te caut, că nu înțeleg. Ce sentimente să fie, frate? Mie mi-e milă de tine. Da, mie de tine, fregăciosule. Mergi în bătaie. Mi-e milă de tine. Ce bat, zbăm de tine astăzi. Dacă suferi, asta e. Chiar dacă sufăr, nu o să mă arăt. Știu. Andreea, mă, suntem bărbați și casă. Nu am 20 de ani să plâng pe aici prin emisiuni, ai înțeles? Asta nu înseamnă că... Ce-ai zis? N-am 20 de ani să plâng prin emisiuni. Dar și tine! Auzi? Da. Când o să simți tu... Probabil, nu l-am iubit, ai zis serios, nu pe mine. Poți să ai și 100 de ani, că plâng... Dar nu mă referiam la tine! De ce te simți? Dar normal că eu mi-asum, normal că mi-a plăcut și el știe, dar nu l-am iubit și nici el pe mine. N-a fost o iubire. Eu ți-am zis că întotdeauna ți-a plăcut mai mult de mine, dar tu nu mai crezi. Nu te mă, de da, și nu te alegeam pe tine, l-alegeam pe el, sau cum? Ce? A? Ce frumos e rusul azi. Ce? Păi dacă îmi plăcea de tine, eram cu tine, nu? Andreea, las că mi-am noi, Andreea. Eu n-am făcut nimic în sensul ăsta. La Daniți, eu cred. Păi nu contează ce ai făcut, tu făceam eu. Dacă mie îmi plăcea, făceam eu. Deci nu-ți mai place de mine. Hai să spun ceva. Mi-a plăcut ca și om. M-ai făcut să râd, erai amuzat, haios, dar nu, să am ceva cu tine. Te-a spus tot timpul. De când am început să plâng pe aici, nu mai gata. Poate îți place de altcineva, Andreea. Hai, Jador, nu se știe de unde sare iepurile nou. Chiar nu înțeleg. Nu se știe de unde sare Motanu. Motanu apare de dată. Dați-o un pic mai tare, că n-aud. Eu nu mă bag între tine și Simina, nu înțeleg de ce te bagi. Nu te bagi? Nu mă ești bombă. Voi dar nu e vorba de băgat. Da, să lămurim o problemă. E vorba de asumat. Da, lasă-mă că asumat. Am spus că îmi place de el și mi-a plăcut. Când a spus că nu-mi place? Că nu înțeleg. Tu ziceți de asumat. Sau ce-am făcut să nu se vadă? Dar eu n-am zis că nu-ți place de Livian. M-a dus la 10 bărbați și la 11 a fost el. Eu n-am zis că nu-ți place de Livian. Și atunci ce tu vii să spui de asumat? Nu înțeleg. Normal că mă deranjează, dar nu atât de tare că nu-l iubesc. Păi chiar nu înțeleg o diferență între așa și ai timp să iubești, nu te grăbi, nu te grăbi. Mai sunt bărbați, Andreea, în casă. Doamne, dar normal că mai sunt. Normal, publicul. Eu cred că minți. Publicul, aplauze, vă rog. Băi, Jador. Ai faci niște chestii din orgoliu și nu e ok. Jador, dacă mie, cum să zic, probabil am dat orgoliu meu și dacă eu mi-aș călca peste orgoliu, l-aș căuta și l-aș suna. Auzi, dar de când s-a dispărut, de când a venit indiferența asta a ta? Față de mine, ca să o citesc din Jador. Data. De când? Când? De el în coltă. Păi tu zici mie că s-au schimbat sentimentele. De ieri sau de alaltă? Dar lasă-mă să vorbesc. Tu ai zis către mine păi că... Păi nu, tu spui acum că nu mai simți nimica, dar ieri ai venit și... Dar n-am zis că nu mai simt. Am zis că nu te iubesc. Asta e altceva, nu te iubești. Da. Îi place să audă. Îmi place când ești asumată și îi spui ceva. Hai să spun ceva, Livian. Tu acum două săptămâni. Zâmbești maca. Îi place să audă că mai ții la el cu. Îi mai place și lui, normal. Ți-ți mai place și ție sau o șaorma, Liviane. Avea cu două. Îți mai place să auzi. Dacă ați început cu șaorma. Aceeași poveste la nesfârșit. Exact, s-a terminat povestea elei cu Jador, a început mie și Livian. Doamne, îți mulțumim. Păi nu înțeleg diferența, normal că nu iubesc, că n-am cum, Doamne ferește. Dar nu m-ai explicat dacă vezi că oamenii nu pot să te înțeleagă. Păi da, am explicat și Jador exact, se paga iurea. Să fac. Puțin, normal explic. Că îmi pasă și mi-a plăcut și probabil mai îmi place, dar asta nu înseamnă că o să plâng pe la emisiune și o să-i trimit mesaje și o să fiu calare pe el. Omul mi-a spus, mi-a dovedit că vrea să fie cu altcineva, trumbul, la revedere, nu să mai intru. Dacă el, uite-te, el caută să mă bag, păi vrea să mă bag, să mă tot cer cu Bianca în continuu, nu înțeleg. Ce vrea să fac? Tu lasă-l ce vrea, trebuie să știi ce vrei. Nu, eu am zis așa, eu oricum o să fac ce vreau. Eu nu am nimic, nu mai am nimic cu Bianca, doar că răutățile ei m-a făcut să mă enervez. Adică tu vrei să-mi faci... Eu zic, v-am dat exemplu. Păi dacă tu știi că mie îmi place un bărbat și vroiam să fiu cu el, tu mai vii să mai apeși problema? Ca și cum, da, eu știu, da, eu vorbesc cu el, dar pelează răutăți, păstrează-le pentru tine, fată. Nu, dar aici trebuie să te aștepți la orice. Și că n-a zis eu ea. De ce are ea pretenții? Și că nu, e și eu cum e prietena ta. Dacă nu ne schimbăm oricum. Păi nu am de la ea. Dar de ce vrei să faci răutăți? Dacă nu bun, dacă eu nu-mi face de rază. Mulți oameni în general. Păi nu, ea e așa, un om rău. Asta vreau să spun. Mulți oameni sunt așa. Mulți oameni, eu nu am. Tu fii de răutate. Dacă de fapt să vezi din spate. Te-am mai spus, eu în viața mea n-am despărțit pe nimeni. Eu știu, dar nu toți din păcate au aceeași mentalitate. În viața mea n-am vrut să fac ciudă la nimeni, că așa sunt eu. Niciodată n-am vrut să fac rău la nimeni sau să iau bărbatul la cineva. Că chiar dacă nu avea nimic cu Jador, tot am avut o limită, nu știu. Nu-mi plăcea să o fac să vadă că... Să o fac să sufere pe ea sau că nu place. Toată lumea are principii atât toată de sănătoasă. Toată lumea, că de ce, dacă îți place, fă.
Mariana. Fiecare zi, Mariana. Livian știe când îți place de mocanu? A, bă, știe. Întreabă-l. Știi că dacă vine mocanu, ți-o iei în preză, nu? Sunt drăgostit de tine, mă, știi? Ce frică să zicăm. De mine? Da, mă. Nu mi-am dat nicio speranță. Dacă nu mă crezi pe mine, îi crezi pe ei? Hai să vorbim. Bă, nu mai vorbesc, gata. Să vorbească ăsta și turcul, că ești mai bine, mă, nene. Ela, te folosești de Bia ca să scapi de Ilian? Nu, doamne, nu. Bă, eu am vorbit cu ea aseară, știi? Dar nu mi-a zis nimic de tine. Bă, dar nimic. De obicei îmi zicea. Gen... Ei, nu ți-o zis. Nu, de ce nu de pute, e femeie puternică. De obicei îmi zicea de tine chestii, gen, știi? Eu am vorbit odată cu ea. Dar de data asta, asta e de oră. De data asta nu mi-a zis, bă, nimic de tine. Știi cum mă văd de pandere? Și eu am simțit-o că ea face niște chestii din orgol. Și n-aș vrea, aș vrea să vorbesc. Cum ai vorbit tu cu ea? Prin telepatie aseară? Nu, prin mesaje. Dar n-aș vrea, nu. Prin mesaje, câteva pandria, mesaje. Pandria, dacă ai trădat odată, gata, ceau. Dar n-a, că știu că a vorbit cu altcineva aseară. N-aș vrea să vorbească cu mine, gen, doar așa, gen... 3-4 mesaje, mă, ce aș fi cu toată... A vorbit cu cineva cam de când am ajuns la hotel până noaptea târziu. Cu cine? Nu vreau să dau nume. Amade? Ha? Amade? Nu. Andreea? Da. Nu. Nu eu. Dar știu că a vorbit cu ce. Dacă vrea să zică, bine, dar eu nu zic. Turcu? Hai mă că zic. Cineva mă sună cu număr privat. Cine eu? Bă, nu știu, mie mi-a dat un mesaj, gen... Bă, dacă sunt ok, știi? Și am vorbit puțin cu ea. Puțin, că mi-era somn rău. Dar n-am vorbit cu ea. A scăpat de sărbăticie. Dar ce faceți? Mă, frate, în fi. Mariana, ce fac Mariana? Ce fac, băpu? De ce sunteți așa? Bună. Ce colorată ești. Ca de obicei, nu? Cu cine semeni, Mariana? Cine? Boboanele alea de pe colibă, colorată. Ce faci, frățioare? Ce faci, Mariana? Bine, mă descurc. De ce te-ai certat? Nu, am încercat așa. Mai speră să mă calmez? Nu ai cum. O, acum îmi place de un bărbat, peste o săptămână să-mi placă de altul. Eu nu am cum. Nici eu. Uite, n-am cum, nu există, la mine nu există așa ceva. Cum pretinde aia, a plăcut de Bogdan Șucă, după aia a plăcut de Lidia. De ce nu m-am uitat așa de nimeni până acum? Da, eu? Da, sunt multe exemple. Nici eu, ideea nici e, Bianca, că te atașezi fără să vrei. Cum, fără să vrea, că nu l-a văzut, a lipsit din 110 zile. Nu, zic așa în general, nu zic de ea, zic de tu, mine, de ea. A, unde vede că e o relație și e băiat, că e ok băiatul, ea se bagă. Și își induce ei în cap, îmi place. Și vrea să facă. Nu știu, cu nimeni n-a reușit, doar cu el. Ciudat. Cu niciunul, cu toți a vrut să aibă ceva. Dar cu el a reușit. A, avut mă și cu Bobicioiu și cu Oianu. La Oianu nu și-a asumat niciodată dacă și-a asumat. Dar l-am văzut și-a asumat aici la televizor. Ei, nu e adevărat. Am văzut ce-a vorbit. Dacă, îți spun eu, dacă 10% la un bărbat îi place de tine, nu bă, făcea ce-a făcut. Oianu e copil, nu cu 12 ani, 20 de ani, nu făcea ce-a făcut să te pună pe... Păi Oianu are 19 ani, 18 ani, 18 sau 19. Nu contează, bă! Acum câteva zile, nu știu ce făcuse, am împrumutat să ia cerceluș, știi, zic, fată, mulțumesc, nu știu ce. Și face, când se termină, îmi zice, fată, dăm cerceluși înapoi, dar să nu vadă nimeni că mi-i dai, știi? Zic, bine, mă, zic, dar de ce așa? Aia că nu vreau să știe câte am împrumutat, știi? Bine. Uite, și eu am luat de la Ligi parfum și nu vreau să știe toată lumea că am luat de la ea, știi? Că a rămas fără parfum. Zic, hai, fată, că-ți iau eu unul, știi? Dar zic tot așa o vorbă, că nu m-am gândit în special, știi, acolo, că nu stăteam, zic, ajung acasă, îi cumpăr parfum. Și scrie, fată, alaltieri, când am ieșit în oraș, că am ajuns seara, ce faci, nu știu ce, mi-ai luat parfum? Zici că eram obligată să fac lucrul ăsta. Da, obligată să fac lucrul ăsta, da. Tu ce prost m-am simțit, zic, bă, zic, oare Mariana e Mariana? Ce vrea să pară o victimă? Și plus că am dat-o de gol, într-o zi. Dar trebuie să fie atent. I-am zis așa, nu știu ce am înjurat-o sau nu știu ce i-am zis eu. Și i-am spune, nu mai ești favorită pentru asta, știi? Zic, hei,
cum, adică. Da, 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 pe ea trage unde vede, care de câștigat ceva. Da, și ea știe ce vrea, să fie victimă, să... Să fie victimă. Să sară toate fetele pe ea și ea să devină victimă, știi? Și e conștientă că dacă face lucrul ăsta, o ajută pe ea. Da. Și atunci ai zis, Mariana, asta vrei să faci tu. Și ea zice, nu vreau să fac asta. Și atunci m-am ridicat în picioare și le zic la fete, fetelor, hai să vă zic ce vrea să facă Mariana. Mariana, nu, Bianca, te rog, nu spune, nu spune. Bine, mă, nu mai spun. Dar să-și dea toată lumea seama că nu e chiar așa. De ce dai în fete? Eu n-am venit, eu deocamdată n-am lovit deci fete. Nu știe cum așa că, draga mea... Eu am înțeles că ai dat și Madalina. A, nu știu, nu se aminte. A, mă, frate, vezi în stare pe aia să dea... Ele, cineva. Ele. Bă, după Madalina, Bia, toți mereu, chiar că-i dau, chiar că-i dau. J-ador. Tu nu știi să dea cu pumnul ce box, să vezi cum ține pumnul așa. Nu vezi că ea ține pumnul așa. Ce se face? Eu am văzut clar că știe să dea cu genunchiul, cu genunchiul. La băieți, da. La fete. Vezi că dă ca lumea. Știe să dea cu. Am împins-o. Eu cred că ea știe. Mădălina nu minte, crede-mă.